mama Miruna, deci se sizează că a pătrat plus 4, a plus 4, a fost un pătrat perfect. Păi și în locul imam, facem aici acum, în pasul ăsta. Să-l facem aici, da? Adică a fost a plus 2, tot la pătrat. Da. Adică a fost 5 pe minus 2. Și vine 5 pe minus 2 plus 2. Plus 2. Și mai la 5b. Exact, și scurtăm. Sigur că da. Și face 5b tot la pătrat. Nu? Da. 25b pătrat. Sper că m-ați înțeles. Dacă nu... De la plus 2 de la 2 și le explicăm. Plus 2b pătrat. Deci a fost așa. Adică ați spus un factor? Nu, adică uite aici, uite formulă, uite așa. A pătrat plus 4a plus 4 și plus 2 pe pătrat, să lăsăm așa ca să vadă. Făcea plus 2 totul la făcerea. Da? Da. Plus 2 pe pătrat. Da. Dar a plus 2 a fost cât a plus 5b. Da? Face 5b la pătrat, face 25 pe pătrat. Nu, era mai simplu așa. Sigur că era. Sigur, eu am spus, fac exact cum spuneți voi. 27 pe la doua, care face egal mai departe. La egal la egal 27. Trebuie să știm sigur că pe voi pozitiv. Păi, pe voi, dar și așa este între minus 2 și 3. Păi, pe a, trebuie să știm sigur că pozitiv e minus 2 și 3. Dacă e minus 2, ia spune. Minus 2 plus 2, 0 pe 5 e 0. Deci cel mai puțin este 0. Da. Deci cum A, trebuie să menționăm așa, cum A aparține între minus 2, minus 2 și 3, echivale cu scrierea că minus 2 e mai mic egal decât A, mai mic egal decât 3. Asta înseamnă. Deci A este între minus 2 și 3, da. Așa ceva. Adunăm un 2 în ambii membri, vine 0, mai mic egal decât A plus 2, mai mic egal decât 5. Împărțim totul prin 5, că apare A plus 2 pe 5. Și deci rămâne că 0, mai mic egal decât A plus 2, totul pe 5, mai mic egal decât 1. Adică ăsta este B1. 0, mai mic egal decât B, mai mic egal decât 1. Despre B avem această informație importantă. Că B între 0 și 1. Deci, de la faptul că A între minus 2 și 3 și ar se prezintă așa, știm sigur că B aparține intervalului 0, 1, închis. Să reținem chestia asta. Așa, aici B e pozitiv, deci va fi cât iesul 3 în factor, 3 pe chiar. 3 pe radical de 3. E de 27 face 3 de radical de 3. Corect. Este cine? Asta e... Deci nu trebuie să mă opresc aici. Nu trebuie să vă opresc, da. La primul radical lung, 3 pe radical de 3. Plus... Plus, merg la al doilea radical ca să facem treaba corectă. Radical din... aici la creativitatea, că se sizeam ceva, a pătrat. Nu prea bine. Minus 6 a... Da. Plus 9. Plus 9, din 11 luni. Și la 3. Și... Într-o dată, e bine așa? Deci a pătrat. Minus 6 a... Minus 3. Și cât mi-am mai ca să fie bărbat pe fel? Plus 9. Dar face A minus 3 până la A2. Și ce rămâne mai rămas? Hai să vedem. Și am 2 pe pătrat. Minus 4 B. Minus 4 B plus 2. Plus 2. Plus 2 pe la 1. Să dăm pe 2. 2 pe lângă. Pe la 2. Minus 2 B. Plus 1. Iau, deși asta am intrat și iar. Care faci că e B minus 1 pe pătrat. 2 pe lângă. B minus 1 pe pătrat. Și acum înlocuim când îi place mai mult. Deci avem așa, A minus 3 la a doua. Și în loc de a scriem 5 pe minus 2. A minus 3. Să lăsăm așa un pic mai ușor. A minus 3 tot la a doua. Da. Plus. Plus. 2 pe lângă B minus 1. La a doua. Tot la a doua.
și egal cu primul radical, radical din 3, radical din 3 plus radical din... Log de A punem 5b minus 2. Am egal doar. 5b minus 2. 2 minus 3 la a doua, domnul profesor. 5b la a doua, da. 5b minus 2 minus 3, 5b minus 5. 5b minus 5, nu? 5 iese. Da. Deci vine 5b minus 5 da. La a doua, plus b minus 1. 2 pe lângă b minus 1. 2 pe lângă b minus 1, tot la a doua. Și egal cu. Egal cu 2b radical 3, din 3. 3b radical din 3 și ies un 5 acolo, da, plus. Deci plus radical din a dividit 5 pe lângă 5 la pătrat 25, 25 pe lângă b minus 1, b minus 1 la pătrat. La pătrat și cu 2 de a dividit minus 1, 27. Da. 27 de a dividit minus 1. 27, a, b minus 1 iese. Egal mai departe. A, mai iese de minus 1, domnul profesor? Normal. Să vedem acum. Gândim. A. 3b radical din 3 plus 3. Dacă am ști că b e mai mare ca 1. Da, dar vedeți că între 0. Între 0 și 1. B-ul este între 0 și 1. Nu putem. Ieșim în modul. Ieșim în modul. Deci 3 în modul. 3 modul de b minus 1. Care e negativ. Și egal cu 3 radical, 3 radical din 3 în factor. 3 radical din 3 în factor. Pe lângă b plus... Acolo este minus b plus 1. Mereu. Așa. Dacă e b-ul medical 1, e negativ, schimbăm 0. Dacă era egal din 0, îl atinge și pe... 1 minus b? 1 minus b. 1 minus b. Plus 1 minus 2 și 4 radical din 0, nu? Nu are rost, nu? Radical din 0 are rost. Înseamnă că atinge și pe 0 acolo. Da. De ce nu am și pe asta factor? Păi, dar de ce? 0 e descurs. Nu e nicio problemă. N-am pățit dacă ar fi fost. Da? Ar fi fost păcat. De cum? De ce? Da, plus egal cu... Și facem 3 radical din 3. Este o constantă. Constantă. Deci nu depinde nici de a, nici de b. Tot timpul ne dă o constantă. Asta înseamnă și copiii, vedeți? Ne-a dat un număr. Da, tu ai făcut. Nu știu. Am mai făcut, dar uite ce fain a fost ăsta. Că să-i dăm acolo formula și mergem mai bine, altfel. Da. Hai să ne uităm din nou în exercițiu. Vedeți? Pentru a câta oară tot am spus-o și o repetăm. Ne uităm un pic mai atent la exercițiu. Mm-hmm. Înainte să începem să lucrăm? Da. Asta. Este important. Să arunci o privire asupra exercițiul, spui, ce chestiune aș fost aici? Am pătrat plus 4, am plus 4. Să ai noi. E un pătrat perfect. A plus 2 tot la pătrat. Apoi, nu degeaba a dat așa forma asta, a plus 2 pe 5 egal cu b. Sigur că scoți pe a repede și 5b minus 2 și nu știu ce. Dar a plus 2 este 5b. După ce l-au pătrat perfect înlocuit, a plus 2 5b. Și cu cum 5b 2 pe pătrat și 25 pe pătrat fac 27 pe pătrat. Despre B. Nu poți să ieși acolo decât dacă ieși în modul acolo. Acolo dacă nu ieși în modul, ieși mâncat? Sigur. Deci acolo... Mai dă constantă. Ai terminat jocul. Exact. Dacă nu ieși acolo în modul. B minus 1. Cu alte cuvinte, când autorul te asigură că A-ul este aici și face notația asta, trebuie să interesezi și B-ul ce face. Exact. Cât de vreme am între minus 2 și 3, dar asta era de important. Am între minus 2 și 3. Scriem așa. Adunăm A plus 2 ca să construim pe B. Da. A plus 2. Am împărțit prin 5 ca să punem B. Și B-ul între 0 și 1. Corect. Vedeți? Ăsta două lucruri sunt foarte importante. Mesajul ca între minus 2 și 3, care te trimite spre B 0, 1. Și ne apucăm de cel de lucru. Ăsta e un exercițiu pe care eu l-aș da pentru nota 10. Tu? Da. Ca să spunem... Pentru că sunt mulți de 10 la clasă, de copii de 10 la clasă, eu, de exemplu, l-aș da pe ăsta pentru nota 10. Da, pentru a departaja, pentru a vedea chestia de finețe. Deci, ce lucruri aveau ei de făcut aici? Au aici, neapărat despre B informații.
Că altfel aici, când îl rămâne cu B minusul după ce se zează asta, nu știm ce să iasă. Aici, dacă nu schimb semn, da. Și nu se schimbe la B minusul, și să se strică. Păi asta zic. Da. Trebuie unul minus. Trebuie a fost. Dar nu dă-i constanță. Da, da. Da, mai avem un exercițiu foarte da. Bine a făcut. Unul și gata. Unul și gata. S-au terminat tema lui și înțeles. Voi da, da. Voi da, da. Băi, e bine că să, să zice și asta, dar e important să... Să rămâne sugeva. Nu, 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 pare rău că am făcut tema asta. Nici mie. Pentru că nu e ceva ușor. Hai, hai, Adi, nu mai prostii. Cine a solicitat-o? Adi, ca să mă duc cu câteva despre Maria. Maria. Maria, foarte bine. Bravo. Aflați valorile numărilor reale X și Y pentru care expresia, tot ușor, de la pagina 43. Deci 28. De la 43. Aflați valorile numărilor reale X, Y pentru care expresia. X, Y, reale. E egal cu. E expresia. E egal cu radical din x pătrat minus 7 x plus 9. X pătrat minus 6 x plus 9. Plus radical din 25 y pătrat plus 10 y plus 10 are valoare minimă. E. E. Este, este minimă, da? Da. E radical din x minus 3 totul la pătrat. Deci e egal cu radical din x minus 3 totul la pătrat. Totul la pătrat plus radical din y și, nu, 5y 5y plus plus 1 plus 5y plus 1 la 2. 5y plus 1 totul la 4. Și egal cu modul din x. Plus? Da, da, mai e un nici ceva. Plus 9. Plus 9. Plus 10. 10. Nu, nu, nu. Ce-ai făcut mea? O văzut unul din 10. Și plus 9. Nu știu. Atent. Și avem modul din x minus 3. Deci facem modul din, modul din x minus 3. Plus? Plus, plus, așa viață. Da. Deci că era valoarea minimă. Ca să fie valoarea minimă, ăla trebuie să fie egal cu 0. Deci avem că modul din x minus 3 trebuie să fie egal cu minus radical din ăla. Păi, radical din x minus 3. De ce vrei să fie modul, expresia să fie 0? Ca să fie valoarea minimă, nu? Dar ce minim poate fi și minus 3 și minus 7. Ce? În el, cu x și y trebuie să-i afrunt în el. Trebuie să-i găsim x și y. Valoarea minimă înseamnă să fie cel mai puțin x. Nu, nu. Cine este x-ul? Și cine este y-ul? Da. Când după ce îl înlocuim, în final se găsim cea mai mică valoare. Puteți spune și 3? Da, nu puteți spune și 3. X-ul e 3, ca aia să facem 0. Da. Prima e acolo să facem 0. Da. Și acolo să ne gândim. Ce ar fi să ne dea aia 5y plus 1 trebuie să fie minus 3. Ar fi ceva pozitiv. La pătrat. E pozitiv. Pozitiv. Trebuie să fie 1. Ca să fie cea mai mică valoare, 1. Ce ar putea ca să fie 1? Păi cea mai mică valoare la pătrat. Tot radicalul al doilea? Nu, numai 5y plus 1, să fie 1. Să fie 1? Da. Asta e cea mai mică valoare posibilă? 1 plus 1. Aluarea, da. De ce? Păi ce mai puteți spune? Să fie... Minus 1 pe 5. Y e minus 1 pe 5. Și cu Y-ul ăsta ce suntem? Cât face... La minus 1. Dar de ce numere întregi? De ce trebuie la numele întregi? Când la mai mult. Păi X-ul și Y-ul de unde sunt? Din el. Cine îți dă voi să treci mai la numele întregi? 5 Y minus 1 pe 0, Y minus 1 pe 5. Y minus 1 pe 5. Și atunci ce se întâmplă cu Y-ul ăsta?
Adi? Hai fi prezent aici, 14 chiar aici. Elenuța. Păi mă așteptam să spui așa. 5y plus 1 totul la pătrat, imenfane, adică 0. 5y, da? 5y plus 1 e mai mare ca decât 0, era la tot timpul. Adică, de la 0 acolo începe. Apoi adun aici un plus 9, și de aici rezultă că 5y plus 1 totul la pătrat plus 9 e mai mare ca decât 9. Extrag radical de orice lucru și vine radical din 5y plus 1 la pătrat plus 9 e mai mare egal decât 3. Că radical 9 face 3. Am făcut noi ceva de la 7. La 7 a făcut de mult. Așa, și aici? Și celălalt, modul de x, avem parte, nu? Modul de x minus 3. E și el mai mare egal decât 0. Da. Și atunci sumă. Modul din x minus 3 plus radical din 5y plus 1 la pătrat plus 9. Plus 9. E mai mare ca decât 0 și cu 3. 3. Când se fie 3? Când asta este 0. De dacă asta e 0 și asta este 0, atunci expresia de va face 3. Expresia face 3. Deci, pentru x egal cu 3, pentru x egal cu 3 și y egal cu minus 1 pe 5, rezultă expresia e egal cu cea mai mică valoare, 3. Min de e, min de e, egal cu 3. Cea mai mică valoare este 3. Și noi asta v-am văzut. Min de y a fost o expresie e de x și y. E de x și y egală cu ce am avut. Și s-a cerut min. Min de y de x, y. X, y. Și minimul de expresie acestea este 3. Da? 3. Pentru, m-am gândit, pentru x egal cu 3. Și y minus 1 pe 5. Și y egal cu minus 1 pe 5. Deci se atinge minimul 3 pentru aceste două valori. X egal cu 3 și y egal cu minus 1 pe 5. Deci organizăm minimul. Deci există două expresii de asta. Da. Ea nici putea să nu scoate un modul sau putea să ia radicalul, cum așa și radicalul. Sigur că da. Putea să lasă și așa. Așa. Și atunci și ce facem? Ne punem întâi pe primul. Deci, atenție. Lucrăm. Valoarea radicalului, deci radicalul după ce lucrează, el are o pretenție. El lucrează numai din numere pozitive. Și când dă rezultat, numai numere pozitive dă. Da. După ce face calcul. Da. Ei bine, uite că mi-a întâlnit o întrebare. Mă întreabă cineva la un moment dat într-un comentar. Domnule profesor, de ce spuneți că radical din 9 face 3 și vă spune că face 3 sau minus 3. Da, minus 3 nu se poate gândi. Deci, pentru că minus 3 la pătrat face 9. Dar nu face modul. Pe asta este. El n-a înțeles că e vorba de radical din minus 3 la 2, care face 9, și dacă tu ești neatent și pui modul de minus 3, ca să dai 3, dai ca răspuns 2 cu 2 să duceai că procedeul de extragere și de care a dat pică, sau el spunea minus 3 la 2 și face 9, da. Și nu mă duc tot la radical din 9. Și face 3. De ce spuneți, de ce luați pe minus 3? Conform ideei că dacă e ceva la pătrat, să dea și... Răspunsul corect este atât. Asta este. Aceea că de-aia se iese în modul. Deci radicalul lucrează din numere pozitive și dă ca răspuns, după ce lucrează, tot numere pozitive. Bun. Și aici este esențial. Deci, facem din 1 la fiecare, nu?
Da. Deci, și le luăm până la urmă ca să fie de aceeași chestie, nu? Îl luăm pe radicalul la primul, am înțeles, e 3, ca să fie 0 de cel mai mic. Acolo, la egal din 5 minute. Deci, radical din 5 minute la a doua să fie mai mare egal ca 0, uite, așa analizați. Da. Și pe aceea al doilea îl puneți, radical din... Că 5 minute să fie egal cu minus 1, ca să fie minus 1, ca să nu să fie 0, nu? Nu, asta îți facă 0. Da. Dar tu trebuie să așezi așa. Întâi îl pui și primul. Și zici 3 egal mai mare ca 0. Îl pui pe al doilea și zici fii mai mare egal decât 3 pentru l-am lucrat. Nu mi l-am pus. Am avut în vedere întotdeauna că ăsta e pozitiv ceva. Deci trebuie să organizezi așa. Că după aceea te promedă, uite cum pune. Expresia egal cu asta plus asta, cum îi dat exercițiu. Și de aici curge tot. Altfel, n-ai nicio șansă să-l analizezi corect. El tot timpul e dincolo de 3. Ca să fii numai 3, ca să fii 3, el depășește pe 3 tot timpul care valoare. Fiindcă depășește pe 3, cea mai mică valoare pe care o prinde este doar să fie 3. Și când, simultan, se întâmplă ca și prima să fie 0 și cea de-a doua să fie 0. Adică pătratul de ei să fie 0. Că tot de cazul vine că pătratul totdeauna e mare egal decât 0. Corect. Și atunci obligăm să fie 0 și una și cealaltă. Ca să se atingă odată 3 la 6. Da. Da. Deci așa trebuie organizat. Cum a făcut un profesor, e clar și limpede, de aia zic. Deci noi trebuie să și redactăm. Și profesorul care corectează, îi place ochiului când tu vii cu argumente din etapă în etapă. Deci eu de una am plecat. Vezi tot timpul 5y plus 1 la pătrat e cum are egal de 0. Am adunat pe 9 că deci avea nevoie de plus 9 acolo, așa era. Exact, așa era la exercițiu, de aia plus 9. Și în felul ăsta mi-am impus expresiile sub radical în evidență. Extrag radicalul din ambii membrii și mai mare egal decât radical 9 care 3. Și acum aveam și pe prima, eu plecam și așa. X minus 3 mai mare egal decât 0. X minus 3 la pătrat mai mare egal decât 0. Radical din 0 făceam 0. Deci vine radicalul mai mare egal decât 0. Fără să fie și pe modul exact, da, uite, 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 da, e ok și așa, da. Sigur, da. Pentru că și modul uite uneori nu mai poți. Da. Atunci, să lucrează și să așa de facem sinteza, am făcut așa. Sinteza o. Calcule cu numere reale. Calcule cu numere reale. Reale. Intervale. Hai să-l punem aici. Pune. Radical. Conjugata. Conjugata. Da. Descompunere. Am făcut calcul algebric. Sume. 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 Am văzut acum. Calcul algebric. Descompune. Calcul algebric. În care m-am formul de calcul descurtat. Formul de calcul descurtat, da. Formule. De calcul descurtat. Minim și maxim de expresii. De calcul descurtat. Factorizarea unei expresii. Modul. Factorizare. Modul. Factorizarea unei expresii. Modul. Modul. Media geometrică, media geometrică. Da, modul unui număr. Da. Minimul și maximul. Minimul, minim, da. Minim. De X și Y. Da. De expresie. Da. Ce v-am mai zis? Media aritmetică, media geometrică. Media aritmetică, media geometrică. Media așa, la modul, m-am gândit-o și pe asta. Da. Cam atât.
Cam asta a fost. Da. La noi putem mulțumim zâmb pe profesor și dorim să le aibă toate în continuare. Invitat de vași și iară. Da. Și să spune ca neamul. La prieteni. Și să spună la toți cei care sunt de coapăr. Este perioada cea mai tare, nu știu. Și facem recapitulare. Dacă aș avea o putere să transmit acest lucru tuturor, se poate ajunge printr-un mesaj la toți copiii din clasa 8, aș fi cel mai fericit. Vedeți, facem niște lucruri atât de interesante și au așa mare nevoie de tot ce facem noi. Da. Dar, din păcate, nu există cineva care să asume acest lucru și să spune, domnule, să faci ceva interesant. Exact, se poate, pot accesa informațiile acestea mâine, poimile sunt pe internet. Eu, aici pe pot va. Nu știu dacă ați avut curiozitatea să parcurgeți o dată vreun film. Voi sunteți aici actori, sunteți direct aici. Dar este spectaculos pentru cei care au reușit, cum vin cu mesaje continuu. Păi da, domn profesor, și ce observ eu este că mai mult că alea de-a cincea se uită. Da, deci... Să accesează lecțiile și... Știți ce se întâmplă? Decât la 8-a. Este mare interes al părinților care odată trecând la, de la 1-4 la 5-8, deodată sunt într-un șoc. Pentru că trecerea la treapta următoare se face, cum să spun, este greu suportată de ele. De la învățător, când se treabă mai cu învățătorul de vorbă la toate obiective, acum vin profesori și încep fiecare pretenții, să ai pretenții da. Lui. Să aibă pretenții lor pe fiecare uh-huh. timp. Și atunci părinții sunt înnebuniți. Este etapa cea mai dificilă. Dar este fantastic de greu, pentru că ei da. Vin cu mentalitatea aceea de la învățător, care înseamnă ce? Învățarea mecanică. Și iată șocul puternic când nu știu să învețe. Da, normal. Noi ne străduim de 3 ani de zile. Și încă avem dificultăți mari pentru că tot se apelează la memorare. Eu sunt, repet, trist din punctul ăsta de vedere că nu știu să învățăm. Cam așa este cerile, dar de obiectiv, să memorezi. Sigur că da, asta e școala românească. Da. Școala românească care să pune preț pe ce? Să știi formule, să le pui una sub alta, fără să înțelegi utilitatea informației. Ați înveți, mai uiți. Da, și noi cu dragul cei. Doi cu dragul cei. La revedere.